Lor. Nu e așa că de foarte multe ori nu vrei să te machiezi, vrei să-ți lești tenul cât mai liber, de aceea pleci în vizită la o mătușă de-a ta sau la bunica ta și nici măcar nu ți-ai fardurile și la un moment dat ce se întâmplă exact când nu vrei să te machiezi și nu ți-ai fardurile la tine, îți vine un mesaj de la un prieten de-al tău, trin, hai în orar, atunci atât te panichezi când nu ai farduri. E? Eu, ghici ce, am o metodă să te machiez cu ce are prin casă mătușa sau bunica ta. Înainte de toate, trebuie o bază, o bază solidă. Așa că mi-am luat ce am găsit eu prin casă la mătușa mea. A fost un fel de... ăsta-i zahăr. Îl ziceam că este făină, dar nu. Deci, zahăr coronița. De sezon, ediția de sezon, pur și simplu, când o să te lingă un bărbat, o să dea în diabet. Oh! Deci, mălaiul este folosit, uite și mâța aiurea, chiar încep să mă panichez. Deci, mălaiul îl folosim pentru față, pentru a da culoare tenului. Fundația, adică mălaiul. În al doilea rând, trebuie să ne ocupăm de ceea ce este foarte important, și anume de făină de grâu. Uitați, culoarea este albă și trebuie pusă pe toată fața, uniform. Eu nu am un burete, de aceea voi folosi un burete de... Hai, putea și tu să nu te lingi. Voi folosi un burete găsit prin casă. Am acest burete, sper să nu fie foarte important. Eu vreau să spun că o să-ți sărute băiatul ăla și o să zică ești ca o pâine caldă. Tu încins, el încins, dă-ți seama. Bun, și după ce am aplicat această fină pe toată suprafața, vrem să avem grijă. A, știi ce nu am făcut? Shit, nu mi-am luat mustața. Trebuie să-ți iei și mustața. Pentru că nu vrei să fii o mustăcioasă la întâlniri. Vrei să iau și ție mustața? Ce fain ar fi să iau mustața la psihic. Mi-am dat în ochi. Putere, o trageți. Ah! A durut. Mustața? Uite, zici că sunt femeie. Pentru nuanța de la sprâncene am folosit cappuccino rum. Hai, carabine. Uitați. Je suis français. Bun, și acum trecem la un pas și mai important, și anume ochii. Ce am folosit eu pentru ochi și ce o să folosesc, ce am găsit? Creioane. Nu o să vă vină să credeți cât de buni sunt și cât de ieftini. Bărbatul cu băiatul care o să vă vadă, nu o să-i vină să crească. Aplicăm pe toată pleoapa roșu. Eu am folosit pudră de creion, deci puțin am răzuit cu un cuțit. La colțuri dăm cu verde sau albastru. Iar pentru inspirație, parcă-s Băsescu. Ok. După ce ai terminat ochii, trecem la partea de sculpting a feței. Cacao. Oh, dar cât de bine arăt. Dar din ce în ce mai bine. Dar chiar sunt mișto. Pentru eyeliner am folosit un fel de aluat de negresă. Bă, dacă ar fi de la Amsterdam, cred că mi-ar schimba și fața. Ce am găsit la mătușa mea pentru buze a fost acest gem de frăguțe sau caise sau cireșe. Și are și gust bun. Și nu are conservanță.